Deci fapte 28, cu versetul 1 în jos. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare pe care l-a prinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort. Dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu-i se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurim erau moșiile mai marelui ostrovului numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și Dumnezeu l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din ostrovul acela și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Amin. Vă rog să reluați locurile. Mulțumim Domnului că ne-a ajutat să ajungem în mijlocul vostru și mă bucur, personal să știți, mă bucur că vă revăd fețele, a trecut un pic de timp, cred că înainte de pandemia asta am fost aici și de atunci n-am mai fost și suntem bucuroși și mulțumitori Domnului care face minuni și ne ajută să ne revedem fețele. Din textul acesta din Fapte din capitolul 28, aș vrea să rămânem la un gând, la o idee, și anume să vorbim despre năpârca din insula de miere sau din insula cu miere. Ce s-a întâmplat aici? A avut loc naufragiul unei corăbii. Corabia aceasta, precum știm cu toții, a plecat din Cezarea sau din Cezarea, clar, s-au dus la mare, s-au îmbarcat la Adramit, spune capitolul 27, și au plecat. Ei au ajuns într-un loc, la o cetate sărăcăcioasă numită Lasea și au vrut să plece mai departe, la limanuri bune. Vroiau și ei, în special soldații care erau acolo, voiau distracții. Acolo erau terme, erau circuri, erau tot felul de distracții, erau băile romane. Și au vrut să plece acolo și de toți erau în corabie 276, deci corabia era destul de mare. Și ce s-a întâmplat? A pornit să sufle un vânt puternic și când a suflat vântul acesta, oamenii ăștia au fost luați de furtună și duși. Uitați-vă ce spune aici. S-au luptat cât au putut de mult cu valurile și n-au reușit să facă absolut nimic. Dar, după 14 zile de groază, după 14 zile de lovituri după lovituri, au aruncat din corabie tot ce se putea arunca și s-au lăsat mânați de vânt. După astea 14 zile a venit un înger, a străbătut furtuna și a început să vorbească cu Pavel. Ei, fraților și surori, Pavel era un om care a plecat ca un deținut. Gândiți-vă la lucrul acesta, să ne gândim. Pavel a plecat ca un deținut și Pavel ajunge capitan. Acum în fața furtunii nu mai putea nimeni să se împotrivească decât numai Dumnezeu. Capitanul nu mai avea nici o putere, nici o soluție, capitanul corăbiei. Și atunci vine Domnul și îl împuternicește pe Pavel și spune: știi ceva, Pavele?
ți dau pe toți în mână. 276 de suflete, pe toți ți dau în mână. De ce? Tu trebuie să ajungi la Roma. Și acum eu ți dau pe toți în mână și să știți că numai corabia se va pierde, atât. Și a avut loc naufragiul. Corabia s-a împlântat, după cum bine știm, într-o limbă de pământ, a început să fie izbită de valuri, s-a rupt bucată cu bucată, dar oamenii din corabie au ajuns la mal. Ce s-a întâmplat aici la mal? După ce au ajuns la mal prin garanția unui înger, vedeți, Titanicul n-a fost ajutat de înger, pentru că atunci când a plecat Titanicul pe ape, au spus oamenii că nici Dumnezeu nu poate să scufunde așa barcă mare, așa corabie mare. Și au venit valurile, nu trebuie să vină Dumnezeu, au venit valurile și ghețarii și au rezolvat problema. Dumnezeu a poruncit unui ghețar și s-a rezolvat problema. Ei, aici a fost garanția unui înger și ei au ajuns la mal. Dar ce s-a întâmplat acolo la mal? Uitați-vă ce ne spune versetul 1. Au scăpat de primejdie, erau sinistrați, așa cum îi numim noi, și când au ajuns la mal, au aflat că insula se numea Malta. Ce înseamnă Malta? Îi spuneau romanii Melita, insula cu miere. Că era acolo miere, era multă miere. Dar problema nu era asta. Problema era că pe lângă miere, insula asta avea și fiere, avea și venin, avea năpârci, că nu numai una era acolo, erau multe. Și ce se întâmplă? Pavel, apostolul lui Dumnezeu, ia niște mărăcini, pentru că uitați-vă ce spune, barbarilor le-a fost cam mil așa de oameni ăștia pe care i-au văzut, uzi lor, că erau uzi, cum au scăpat din mare, 276 de oameni, uzi. Plus că, spune Biblia, se lăsase un frig mare, sufla poate și un pic de vânt și ăștia dârdâiau. Și atunci barbarii, oamenii străini, oamenii sălbatici de acolo, că de aceea erau numiți barbari, nu erau cultivați, erau niște oameni de la marginea Imperiului, să spunem așa. Oamenii ăștia totuși au avut o bunăvoință, o bunătate și au făcut un foc. Focul era mare și au zis, veniți cu toți și încălziți-vă aici, aveți loc la foc. Și s-au dus. Dar Pavel, vedeți ce frumos să fie omul simțit, chiar bătut de furtună și cum s-a luptat 14 zile și obosit și flămând și însetat și vai de el. Așa cum era, omul ăsta era un om cu bun simț. Și s-a gândit să nu lase el pe alții să meargă și să adune vreascuri și să pună pe foc. S-a dus și el să adune, a găsit ceva. Și a luat niște mărăcini și i-a adus. Dar de unde să știe el ca om că între mărăcini se ascundea o viperă, o năpârcă? Și de la frigul acela vipera era amorțită. Ei, când a aruncat Pavel grămada asta, brațul ăsta de mărăcini pe foc, vipera din cauza căldurii s-a trezit și imediat ca un arc a sărit și s-o lipit de mâna lui. Hei, când au văzut barbarii aceia, oamenii sălbatici, ce s-a întâmplat? Ei credeau în zeița Nike. Noi avem zeița asta scrisă pe Adidas, Nike, nu? Zeița dreptății, a răzbunării. Și au zis, băi, zeița asta nu l-a lăsat pe omul ăsta să trăiască. Gata, l-a executat zeița. Și acum s-așteptau că imediat Pavel scrie în Biblie, a scuturat năpârca, a căzut vipera, a căzut în foc și a fost mistuită. Dar normal că și-a lăsat veninul în trupul lui. Și acum se uitau oamenii la el și să vadă ce se întâmplă și se așteptau cel puțin două lucruri să le vadă. Odată, că se umflă, al doilea, că dintr-o dată cade, pică, se prăbușește și moare pe loc. Și când au văzut că nu se întâmplă nimic din toate astea, că erau experimentați, știau ce se întâmplă cu veninul de viperă. Când au văzut lucrul acesta, spune versetul 6, și au schimbat părerea și au zis, ăsta sigur este un zeu. Și acum venim, fraților și surori, la problema noastră. Insula Malta, insula de miere, este lumea în care noi trăim.
Lumea aceasta este plină de barbari, de oameni care vor să-ți facă rău, de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, de oameni care-s binevoitori atâta cât pot ei, dar până la urmă au și ei o limită la bunăvoința lor. De ce nu i-au așteptat barbarii să-i ducă la ei în case, în casele lor? Uitați-vă mai târziu, cu câteva versete mai jos, ei au ajuns la moșile lui Publius și apoi Publius, când a văzut ce se întâmplă, că pe Pavel îl folosea Dumnezeu în darul ăsta de vindecare, imediat întinde masa, dăruiește mâncare, le dă mare cinste și inclusiv când au plecat de acolo, i-au salutat cu drag, insula era deja o insulă vindecată, toți bolnavii care s-au dus acolo au fost vindecați. Dar de ce barbarii nu i-au primit de la început în casele lor? Aveau o bunăvoință, dar era cu limite, așa cum sunt oamenii din lumea asta. Și acum, fraților și surori și iubiți prieteni, noi vedem și considerăm lumea asta în care trăim ca pe o insulă de miere. Știți că unii merg în concediu, nu? Sau în vacanță, sau se duc, spun ei, în lună de miere. Dacă viața lor nu-i de miere și n-au miere asta Scripturii, vai de ei, să termină mierea și începe fierea. Uitați-vă ce se întâmplă. Aici avem o insulă cu numele de Malta, nume care trimite la miere. Ei, lumea asta întreagă este o insulă, dacă vreți, o insulă de miere. Dar acolo se ascund năpârcile. Și haideți în primul rând să identificăm năpârca sau năpârcile sau viperele care ne urmăresc pe fiecare dintre noi. Uitați-vă versetul 6 și întrebăm, cine te umflă pe tine? Cine te face să cazi deodată mort, cum spune versetul 6? Nu cumva această năpârcă se numește năpârca păcatului? Nu cumva vipera se numește păcat? Ce înseamnă până la urmă păcat? Pentru că trebuie să înțelegem lucrul acesta, tocmai ca să ne ferim de păcat. Păcat înseamnă, în traducere biblică, ratarea țintei. Dumnezeu a trasat o țintă, le-a spus primilor oameni, dacă ascultați, și ei n-au ascultat, ci au ratat ținta. Păcat înseamnă neconformare cu standardele divine. Și Dumnezeu la primii oameni le-a spus, ăsta e standardul, și ei n-au ajuns la standardul acela. Dar păcat mai înseamnă și ura lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu urăște? Un singur lucru urăște Dumnezeu în universul acesta, și anume păcatul. Păcatul. Păcatul este ura lui Dumnezeu, este mânia lui Dumnezeu. Și mă uit în Scriptură, fraților și surori, și am identificat cel puțin 10 lucruri, și toate țin, să știți, de păcat. 10 lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Primul lucru, Proverbe 8:12. Ce urăște Dumnezeu? Urăște răul. Atunci când tu vrei să-i faci rău la altul, să știi că Dumnezeu urăște lucrul acela. Dumnezeu nu acceptă răul, răul pe care eu sau tu vrem să-l facem altuia. Dumnezeu urăște răul. Al doilea lucru pe care îl urăște Dumnezeu, uitați-vă tot aici în Proverbe 8:12, trufia, mândria e al treilea lucru și purtarea rea și apoi gura mincinoasă. Astea, toate lucrurile astea scuprinse în cartea Proverbelor și Dumnezeu urăște lucrurile acestea. De ce scrie în Biblie că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și le dă har la cei smeriți? Nu cumva Dumnezeu îl urăște pe un om mândru? Spunea un frate păstor către cineva, zice, mă, tu dacă ai fi bolnav pe cât ești de mândru, nu te-ai mai ridicat din pat. Așa i-o zis. Așa i-o zis. Mândria asta, orgoliu pe care l-a moștenit de la Adam, e de multe ori alimentată, să știți, fie de avere, fie de poziție socială, fie de putere, fie de relații, de tot felul de lucruri. Și mândria omului tot crește, tot crește pe măsură ce vede că lucrurile merg bine. Să te ferească Dumnezeu de un pocăit care nu a căzut niciodată în păcat.
care n-a căzut. Și nu vorbesc de păcate grave. Nu vorbesc de astea. Un om care spune eu sunt sfânt, eu sunt drept, eu sunt bun, totdeauna, la orice oră, ăla e Sfântul Sfinților. Nu credem în așa ceva. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar uitați-vă, Dumnezeu urăște răul, Dumnezeu urăște trufia, Dumnezeu urăște mândria, urăște purtarea rea și urăște gura mincinoasă. Dacă îți place să minți, dacă îți place să spui jumătăți de adevăruri, dacă îți place să mergi așa pe lângă adevăr și să te descurci în lumea asta, lucrul acesta, să știi, îl urăște Dumnezeu. Dumnezeu e împotriva mincinoșilor. Partea mincinoșilor, spune cartea Apocalipsa, și a fost un verset care i-a dat de furcă mult lui Cornilescu. Cornilescu, care a tradus Biblia noastră în limba română, e o traducere bună. Noi o folosim și credem că e una din cele mai bune traduceri pe care Dumnezeu i-a dăruit-o lui Cornilescu. Dar știți dumneavoastră că înainte acestei traduceri omul ăsta a mai tradus odată Biblia. Dar nu a fost mulțumit, știți de ce? Pentru că el atunci când a tradus-o, varianta A, să zicem, sau varianta 1, el era un om nenăscut din nou. El trăia în firea pământească. Și-o tradus Biblia, și-o tradus-o de la Geneza, și când a ajuns la Apocalipsa, și-o citit acolo, dar cât despre fricoși, scârboși, ucigași, mincinoși, toți mincinoșii, partea lor este iazul cu foc și ei, Doamne, stai un pic. Păi zice, eu ți-am tradus Biblia, tu mă arunci în iad? Dar eu sunt preot, tu mă arunci în iad? Dar eu iau mărturisiri de la oameni, tu mă arunci în iad, dar eu am făcut școală de teologie, dar tu mă arunci în iad, dar care-i problema, Doamne? Și să lupta el cu Dumnezeu. Și o trebuie să se pună pe genunchi și să recunoască lucrurile astea și eșecurile din viața lui. Și i-au venit pe bandă că le-a dus Duhul Sfânt și i-a spus așa, Duhul Sfânt, mai știi atunci când te suna unul și altul. Și spunea, în data cu tare lor, cu tare, eu nu sunt acasă, dar erai acasă. Mai știi când ai dat dispoziție la cu tare și cu tare să spun așa, dar nu era așa, că era numai jumate de adevăr, tu ești un mincinos, locul tău este în iad. Și atunci a trebuit omul ăsta să se arunce cu fața la pământ și să spună, Doamne, iartă-mă, Doamne, spală-mă, Doamne, curățește-mă, uite, mă mărturisesc, îmi pun înaintea ta toată lista păcatelor și te rog frumos, Dumnezeule, spală-mă și înnoiește-mă cu desăvârșire. Și nu s-a ridicat de pe genunchi până n-a simțit înnoirea pe dinăuntru, făcută de Duhul Sfânt. Și după ce s-a ridicat de pe genunchi, a zis, un om nou va face o traducere nouă. Și a început din nou să traducă Biblia, dar acum simțea el versetele din Scriptură. Și așa am ajuns să avem noi Scriptura, vedeți? Dumnezeu urăște răul, trufia, mândria, purtarea rea, gura mincinoasă. Dar uitați-vă în Isaia 1:13, urăsc sărbătoarea amestecată cu nelegiuire. Și oameni buni, imediat ajungem la sărbătorile de Paște, nu? Le sărbăm, le sărbătorim, strigăm Hristos a înviat și extraordinar salutul acesta și foarte bun și foarte biblic și adevărat, Hristos a înviat. Dar în momentul în care eu mă duc și amestec nelegiuirea cu sărbătoarea, strig Hristos a înviat și mă duc și bârfesc sau vorbesc de rău sau fac alte lucruri sau strig la soț, la soție, la vecin, mă cert, mă răzbun și se uită Domnul la mine și spune, măi, dar ce e asta? Trage o gură de fum de țigară, nu? Și după aia Hristos a înviat. Iai o gură de băutură, Hristos a înviat. Astea nu le iubește Dumnezeu când noi amestecăm nelegiuirea cu sărbătoarea, asta nu iubește Dumnezeu. Și vedeți, deja suntem la cele 10 lucruri pe care le urăște Domnul. E răul, e trufia, e mândria, e purtarea rea, e gura mincinoasă, sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Și uitați-vă ce mai urăște Dumnezeu. Urăște idolatria, Ieremia 12:8. În momentul în care Dumnezeu vede pe un om că se închină la ceva, imediat Dumnezeu îl urăște, e împotriva lui, pentru că Dumnezeu nu vrea să aibă contracandidat. Dumnezeu nu vrea pe tronul inimii mele să fie altcineva sau altceva.
Îmi povestea o soră din Bistrița, sora Ergi, a plecat la Domnul. Dar spunea sora asta, atunci când m-am întâlnit cu ea și am discutat mai multe lucruri, zice, hai frate să-ți povestesc. Am fost sunată de o familie din județul Bistrița, Năsăud, de undeva de la țară, erau necăjiți și spuneau, avem o cauză, o cauză, o cauză, foarte mare cauză, foc mare, cauză, grea. Și imediat, zice, Dumnezeu mi-a șoptit un singur lucru pe care li l-am spus. Și a zis Domnul așa, am luat idolul de la locul lui. Auziți? Am luat idolul de la locul lui. Era tainică lucrarea. Și imediat sora le-a comunicat, uite ce a zis Dumnezeu, că a luat idolul de la locul lui. Dar ce idol aveți, măi, oameni, măi? Și cum de l-a luat Dumnezeu de la locul lui? Și a început să plângă la capătul celălalt al firului. Și au istorisit sorei și au spus așa, noi avem o familie numeroasă, avem undeva la 13 copii, cel mai mic era idolul tuturor. Toți îl luau și îl drăgălășeau și îl duceau în brațe și îi dădeau tot ce aveau mai bun. Era idolul casei, idolul familiei și copilul ăsta mic a murit. A murit. Dumnezeu a luat idolul de la locul lui. Să n-ajungem acolo, oameni buni. Știți ce înseamnă până la urmă idolatrie? Tot ceea ce este în afara lui Dumnezeu, dacă îmi devine Dumnezeu, e idolatrie. Poate să devină idolatrie sau să devină idol în viața mea, telefonul pe care îl port în buzunar. Și dacă tot îl caut, telefonul, știrile, cine m-a sunat, ce mi-a făcut, știți ceva, haideți să postim și de la telefon, că ar fi tare bine și ne-ar fi numai un progres spiritual. Dacă noi mai mult citim în Biblie decât ne uităm la telefon sau l-avem în gândul nostru, să știți că e un lucru bun, e un lucru minunat, dar dacă e invers, e cu semnul întrebării. Și vedeți, Domnul vine și spune, urăsc idolatria, mie nu-mi place idolatria. Și în Zaharia 8:17, Domnul vine și iară vorbește despre ce urăște El, un păcat numit ură. Dumnezeu urăște ura, să știți, Dumnezeu urăște ura. Cei care urăsc, cei care nu suportă, cei care nu suferă pe alții, pe ăștia Dumnezeu, să știți, nu iubește, le urăște păcatul lor. Apoi Dumnezeu urăște divorțul. Uitați-vă în Maliahi 2:16. Luați seama, dar în mintea voastră, că de aici pornește demonul, de aici din minte. Și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Să nu te uiți spre alta, să zici, uite ce tânără, ce frumoasă, și uite soția mea cum a îmbătrânit. Nu, nu! Urăște Dumnezeu așa ceva. Versetul 16. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie. Dar despărțirea, să știți, nu vine neapărat atunci când aduce hârtiuța și spune, uite, vreau să divorțez. Aia e faptică, aia e oficială. Dar înainte de asta, uitați-vă ce spune versetul 15. În mintea voastră, în mintea voastră, niciunul să nu fie necredincios nevestei. Femeile de obicei sunt create de Dumnezeu să iubească. Asta le-a dat-o Dumnezeu, e darul lor, darul iubirii. La bărbați le spune Pavel, bărbaților, iubiți-vă nevestele. De ce? Bărbații tind să se gândească logic, rece, să meargă pe drumul lor, să meargă mult pe rațiune și uită să mai iubească. Și în momentele alea vine tot logic diavolul, că diavolul e foarte logic câteodată, dar e foarte păcătos și urât. Și vine și spune, mă, tu vezi că soția ta e bolnavă? Ce-ar fi, mă, să tai din cruce, mă? Du-te și desparte-te de ea și caută-ți una tânără să te distrezi, că n-are rost. N-are rost, e bolnavă. Nu vezi că soția ta îmbătrânește, nu vezi că are riduri, dar tu nu te vezi, că și tu ești la fel. La noi, la Cluj, a fost odată un caz, o soră tot băga de vină, dar asta e o paranteză, băga de vină, zice, băiatule, cam urât, nu-mi place de el. Era vorba de o căsătorie, era o fată bună, o fată pocăită. Și s-a dus înaintea lui Dumnezeu să-L întrebe, să spună, Doamne, totuși vreau să Te întreb, poate că e o binecuvântare, ci chiar dacă nu-mi place fizic de băiatul ăsta. Și au zis, ce lucrare, o soră bătrână încă trăiește, zice, auzi, dragă, zice, Domnul, nu ți-a zis altceva decât să te uiți în oglindă, eu nu știu ce cauză ai, du-te, uită-te în oglindă. Și apoi după aia iai tu hotărârea care trebuie să o iei. Și atunci o trebuie să accepte, să o găstori cu el. Și-s fericiți.
oamenii Domnului, postesc, se roagă, slujesc pe Dumnezeu. Dar atâția oameni astăzi vin și spun urățenia, standardele lumii, oameni buni, tiparul lumii, paradigma lumii, nu vă potriviți cu chipul veacului. Că veacul acesta, astăzi nu mai vezi că e cu barbă, mâine îl vezi fără barbă. Astăzi îl vezi cu măturoi, mâine e fără. Nu știi unde merge lumea asta la băieți, cu pantaloni strâmți, cu pantaloni largi, cu pantaloni trapezi, cu pantaloni tăiați, cu tot felul de lucruri. Ăsta e modelul lumii. Ce să mai vorbim la nivel de fete, la nivel de femei? Ăsta e modelul lumii. Noi nu trebuie să ne potrivim cu chipul veacului acestuia, fraților. Noi trebuie să ne prefacem prin înnoirea minții. Dacă avem o minte înnoită, înseamnă că avem un Dumnezeu real și adevărat. Dar Dumnezeu urăște, uitați-vă, urăște Dumnezeu ura. Dar urăște și divorțul, spuneam aici. Și divorțul de multe ori vine pe modelul lumii, că așa fac ăia din lume, da? De unde știi tu de ăia din lume ce fac? Când Dumnezeu le-a spus evreilor când au plecat în țara promisă și le-a zis așa, măi, să nu vă pese nici de bunăstarea lor, nici cum se închinau, nici ce tehnologie aveau, nimic să nu vă pese de aia din Canaan. Nimiciți-i, măi, că-s păcătoși, că odată cu lucrurile bune voi învățați de la ei și cele rele. Și asta e problema și agonia bisericii de astăzi, că noi luăm de la lume tehnologia, luăm lucrurile bune, dar le înghițim și pe cele rele. Și mare lucru este, să știți, vorbesc spiritual, să ai copita despicată și să poți să rumegi lucrurile, nu să înghiți așa ca apa tot ce vine. Atâta muzică deplasată a venit de peste ocean și noi o înghițim. Atâtea idei deplasate au venit de dincolo și noi le înghițim. Atâtea lucruri pe care le aduce lumea și spune, domnule, nu trebuie să fii așa habotnic, nu trebuie să fii așa fanatic. O să vedeți dumneavoastră că o să vină vremea în care să se interzică în biserică să mai predici despre păcat, dar să scoatem din Biblie păcatul, să rupem foile din Scriptură care vorbesc de păcat. Ce facem cu păcatul, oameni buni? Să rămânem păcătoși, să nu mai predicăm despre păcat, să nu mai predicăm de pedeapsa veșnică? Păi asta e esența Evangheliei. Pentru că Evanghelia, vestea cea bună, a fost adusă și este adusă unor păcătoși. Și spunea Apostolul Pavel, eu sunt primul dintre păcătoși. Fraților, trăim niște vremuri grele. Dumnezeu, mă întorc la tema noastră, urăște divorțul, urăște divorțul. Și apoi al 10-lea lucru pe care spune explicit Biblia că îl urăște Dumnezeu, urăsc faptele nicolaiților. Știți ce însemnau faptele astea ale nicolaiților? Erau niște fapte ale unor oameni care amestecau harul cu desfrânarea. Asta făceau ei. E bine și așa, e bine și așa, e bine și așa. Și amestecau harul cu desfrânarea, le amestecau. Harul e har, păcatul e păcat, fraților. Noi nu le putem amesteca, nu le putem amesteca. Am întâlnit odată pe un băiat și a zis către mine, frate, zice, eu iubesc pe nevastă mea. Dar zice, a început să-mi placă de o colegă și zice, cred că Duhul Sfânt mi-a pus dragoste. Zic, Duhul Dracului ți-a pus dragoste. Nu se poate, oameni buni, să amestecăm paiele cu grâul. Nu se poate să amestecăm harul cu nelegiuirea. Dumnezeu urăște faptele nicolaiților. Oamenii ăștia intrau în biserici, făceau slujbă, făceau cina Domnului, se rugau pentru bolnavi, dar spuneau, domnule, de aici în jos îi trupul păcatului și poți face ce vrei cu el. Nu, nu, nu. Trup, suflet și duh sunt ale lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să le păstrăm în sfințenie. Ne întoarcem la textul nostru. Naufragiul unei corăbii, oamenii au ajuns acolo și năpârca s-a lipit de mâna lui Pavel. Uitați cât e năpârci, am amintit acolo. Păcat, 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 totul e păcat, năpârca egal păcat. Și acum uitați-vă, fraților și surori, spunea odată fratele Vurbran și mi-a plăcut expresia lui, zice, definiția păcatului, eu da și el o definiție a păcatului, dar e frumoasă, zice, păcatul este picătură de miere pe tăiș de brici, auziți?
Zice, nu poți să o iei fără să te tai, domnule. Nu poți. Și mi-am amintit cum am citit că vânau oamenii ursul polar, știți cum îl vânează. Dacă oamenii văd că nu au arme de foc și n-au putere destulă ca să-l dovedească, să-l biruiască și să-l doboare pe ursul polar, pe ursul alb, se duc și iau un cuțit, ascuțit bine, și îl moaie, uite așa, în sânge de animal, și lasă-l înghețat, și iară, până devine o bâtă mică, așa. Dar i-a ascuns cuțitul înăuntru. Și vine ursul că ăsta are mirosul fin și cuțitul e aruncat undeva afară. Și ursul vine și miroase sânge, măi, ăsta e lucru bun. Și începe să lingă. Și până la urmă se topește ce deasupra și apare tăișul. Și ăsta nu știe. Și își bea sângele lui. Așa e păcătosul, să știți. Nu-și dă seama, dar-și mănâncă și-și bea el puterea lui și nelegiuirea lui. Așa cum spune în cartea Osea, își mănâncă carnea trupului său, carnea brațului său. Așa rău ajung oamenii. Ei își mănâncă propria lor viață. Și vedeți, fraților și surori, identificăm năpârcile și mergem în Romani, în capitolul 1. Și aici apostolul Pavel vorbește de ura lui Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Și apoi uitați-vă ce s-a întâmplat. Dumnezeu le-a vorbit la oameni, la primii oameni și în general oamenilor, uitați-vă ce spune aici, la nivel de conștiință, e primul glas, glasul numărul 1, conștiința, vine Dumnezeu, de unde știe copilul care merge să fure că nu-i bine să fure? De unde știe copilașul ăla care are numai 2 sau 3 ani că nu-i bine să scoată limba, să se holbeze la nu știe, să facă nu... Știe că i-a pus Dumnezeu aici. De unde știe că nu-i bine să meargă și să lovească sau să bată sau să facă rău? Aici i-a pus Dumnezeu, e glasul numărul 1, glasul conștiinței. Și ăsta l-a pus Dumnezeu la nivelul tău și la nivelul tău și la nivelul meu atunci când am fost din frage de pruncie și cu cutia asta neagră o numesc unii. Ne ducem la Dumnezeu pentru că conștiința te avertizează, nu e o cutie neagră cum cred unii, nu. Conștiința este glasul lui Dumnezeu. Când păcătuiești, vine conștiința și te avertizează și spune, ai făcut rău, ai păcătuit. Și Dumnezeu le vorbește oamenilor, uitați-vă, versetul 19, le-a fost arătat în ei de Dumnezeu, acolo înăuntru. Și mai este glasul numărul 2, pe care Dumnezeu l-a aruncat ca să ne vorbească despre sine și este glasul naturii. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă, atenție, la ele în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Uite, al doilea glas pe care l-a lăsat Dumnezeu la nivelul oricui. Și te duci în natură și vezi urmele lui Dumnezeu. Natura poartă urmele lui Dumnezeu, poartă amprenta, poartă ștampila lui Dumnezeu. Asta o poartă natura, să știți. Te duci și vezi un fir de iarbă. Țin minte că îmi povestea o soră din Cluj. Mama ei era grav bolnavă. Avea un rinic putred și celălalt era funcțional doar un sfert așa din el. Și sora asta plângea și s-a rugat, mi se pare, 40 de zile a stat în post și a zis, Doamne, vindec-o pe mama. Și s-a dus undeva la un grup de rugăciune și acolo un frate a spus așa, bazat pe credința mea, zice, Dumnezeu mi-a dat acum credință, mama ta va fi vindecată. Bazează-te, zice, eu cred din toată inima. Și omul ăla nu era un om oarecare, era un om al lui Dumnezeu. S-a dus sora acasă îngândurată, urma în următoarea zi să fie operată mama ei. Și când a ajuns acasă, a auzit vocea Domnului, scoală-te și pleacă, unde să mă duc, Doamne? În centrul Clujului. Dar ce să caut acolo? Las că o să-ți vorbesc, du-te. Și-a plecat. Și când ajunge în centrul Clujului,
vede un magazin cu unelte, cu tot felul, cum era pe vremuri magazinul Fierul, dacă mai țineți minte, cu tot felul de unelte, și intră înăuntru. Și vede pe un om care își scotea banii și pipăia, era nevăzător, era orb. Și oamenii se uitau cu milă la el și aude vocea Domnului, zice, cine l-a făcut pe omul ăsta orb? Tu, Doamne. S-a mirat. Dar zice, mai uite-te pe pereți aici, cine a făcut și cine a dat înțelepciune la oamenii ăștia ca să facă atâtea unelte? Tu, Doamne. Zice, ieși afară. Și a ieșit afară. Uită-te în jur și s-a uitat clădirile. Cine a pus în mintea omului atâta înțelepciune să facă aceste clădiri, să stea în picioare, să nu se dărâme? Tu, Doamne. Și-a mai văzut ceva și asta a lovit așa. Dintr-o crăpătură ieșea un fir de iarbă. Și a zis, cine a poruncit aici, în crăpătura asta de beton, în mijlocul Clujului, ca viața să pulseze? Tu, Doamne. Și crezi că pe mama ta nu poți să o vindec dacă eu am făcut atâtea și fac atâtea lucruri? Ba da, Doamne, îți mulțumesc. Și cum a fost mâine, s-a dus, s-a terminat operația, ea era îngrijorată, era speriată, era cu emoții. A venit o asistentă la ea zâmbind și zice, bucură-te, dar de ce să mă bucur? Uită-te la fișa de observație ce a scris medicul. Are doi rinichi ca de nou născut. Și zice, unul îi dublu și poate să doneze și la alții. Asta e minunea lui Dumnezeu, fraților. Dar Dumnezeu, vedeți, ne vorbește și prin natură. Cum i-a vorbit acestei surori printr-un fir de iarbă? Cum i-a vorbit la Sfântul Laurențiu printr-un copac care era desfrunzit și i-a spus, asta e viața ta. Și trebuie să te întorci la mine ca să apară în pomul vieții tale viață, să apară frunza, să apară floarea, să apară rodul. Trebuie să te întorci la mine și omul ăsta s-a pocăit. Dumnezeu vine și le vorbește oamenilor, dar uitați ce au făcut oamenii, că aici avem câteva trepte de coborâre spre iad. Ca să vedeți năpârca asta din insula de miere. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pentru că lumea asta e o insulă de miere amestecată cu fiere, nici nu știi când dai de fiere și nu mai ajungi rău, rău, rău de tot și crezi că cine știe ce îi dai, o plăcere trecătoare, plăcerile de o clipă ale păcatului. Astea totdeauna provoacă moarte, aduc fiere, aduc venin de viperă, aduc veninul satanei în viața noastră. Uitați-vă aici, în Romani, în capitolul 1, după ce Dumnezeu le-a vorbit și le vorbește oamenilor la conștiință, la nivel de conștiință, la nivel de natură, ei n-aveau primii oameni, Adam și Eva și strămoșii noștri, n-aveau Biblie, dar le-au vorbit aici și le-au vorbit în natură. Și după ce le vorbește Dumnezeu la oameni aici, uitați-vă versetul 21, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat, s-au fălit că sunt înțelepți, au nebunit. Uitați-vă aici șerpii, uitați-vă năpârcile cum au năvălit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă. Și uitați-vă în închinare, prima alunecare a oamenilor la nivel de închinare. Prima alunecare. Înțelepți, s-au fălit că sunt înțelepți și au ajuns la pomul cunoștinței. N-au mai căutat pomul vieții. Și fălindu-se, mândrindu-se de înțelepciunea lor, au văzut că rațiunea umană, filozofia umană se blochează și nu-L înțelege pe Dumnezeu. Ba l-au numit motorul care pune universul în mișcare. Ba l-au numit unul care nu se distruge niciodată. Ba l-au numit în toate formele și au văzut că nu-l pot defini și nu-l pot înțelege și nu-l pot ajunge. Pentru că nu poți cu o minte limitată să-l înțelegi pe un Dumnezeu nelimitat. Asta niciodată. Și când au văzut lucrul ăsta, uitați-vă ce au făcut oamenii. La nivel de închinare au căzut. Au schimbat. Vedeți? Au schimbat. Și când au schimbat, cea mai mare pedeapsă, când noi schimbăm ceea ce Dumnezeu ne dă, cea mai mare pedeapsă e că Dumnezeu ne lasă să mergem în nebunia noastră. Au schimbat.
Și ce au schimbat? Păi, nu ne putem și, dacă o să citim filozofia, istoria filozofiei, aici ajungem, la versetul ăsta. Băi, nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Totuși, pe om parcă-L înțelegem mai mult. Hai să ne închinăm omului. Și au început oamenii să se închine oamenilor. Și uitați-vă și la dictatorul nostru Ceaușescu, câți i-au făcut temenele și s-au închinat la el. Până în 1989, prin octombrie, o soră bătrână a avut o descoperire și a zis, am văzut doi boi care erau duși la măcelărie și anul ăsta se împlinește lucrarea. Zice, anul ăsta se împlinește. Și vorba, zice, de șefii țării. Și așa s-a împlinit. Au fost doi boi. Dar oamenii se închină la oameni. Uitați-vă în Coreea de Nord cum se închină oamenii la oameni. Uitați-vă în istorie, atâția regi, atâția împărați care au pretins închinare. Alexandru Macedon și-a pus două corne de bou și umbla cu ele și spunea că zeul Amon și cerea zeul bou, nu? Zeul Taur și cerea închinare, nu? Până a venit, a trimis Dumnezeu un țânțar și l-a mușcat și a fost gata. A murit zeul, marele zeu, a murit. Și uitați-vă, oamenii s-au închinat la om și au zis, mă, nu-L înțelegem pe om. Pasărea, zice, e un animal mai evoluat că zboară. Hai să ne închinăm la pasăre. Și au început închinare la păsări. Și au văzut că nici asta nu merge. Și au zis, hai să ne închinăm la dopitoace cu patru picioare. Și așa avem pe egipteni care se închinau la Horus, la zeul Șoim, la pasăre, nu? Avem vulturul roman, care era de fapt simbolul lui Zeus. Avem alte și alte simboluri și oamenii s-au închinat la pasăre și au zis, nici pe asta nu înțelegem, să închină la pisică. Uitați-vă la musulmani, ei susțin că în rai va fi plin de pisici. Va fi plin de pisici în rai și ei s-au jucat cu pisicile. Asta zic musulmani. Și oamenii ajung să se închine, uitați-vă, și nu înțeleg nici pisica și nici câinele. Era și zeul cu cap de câine în Asiria. Vorbește în doi împărați, în 18 de el. Și au zis, nu-i nimic, ne închinăm la târătoare. Și astăzi, uitați-vă, numai marele deliciu al copiilor. Societatea noastră ajunge iar acolo, să știți. Să audă de dragoni care scot foc din gură, să audă de dinozauri, de șopârle uriașe, de șerpi. Mă, parcă tot astea care sunt interzise de Biblie, tot astea le iubesc, mă, copiii, mă. Așa-i societatea noastră, oameni buni. Și uitați-vă cum merge Biblia mai departe. Zice, da, o zis Dumnezeu, da, voi vă închinați nu la Dumnezeu, ci la orice altceva, la creația mea, nu-i nimic, vă las. Și când i-a lăsat, i-a lepădat Dumnezeu, zice aici versetul 24, i-a lăsat pradă necurăției și și-a urmat poftele. Dar urmându-și poftele și-au necinstit trupurile. Și nu le-a fost de ajuns o soție pentru un soț, că și-a luat 2, 3, 4, 10. Am auzit de unul că avea vreo 60 de soții la un moment dat și nu știu câte sute de copii. Că atât au putut să întrețină copii și familie și tot. Și aici ajung oameni buni, pentru că Dumnezeu îi lasă pradă necurăției și urmează poftele și vine curvia aici, imoralitatea. După alunecarea în închinare, vine alunecarea în imoralitate și omul cade mai jos, pentru că n-a căutat să-L păstreze pe Dumnezeu. Uitați-vă, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și ce-a făcut Dumnezeu? Versetul 26, i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Nu-i poftă? Dacă eu vă zic acum de la amvon, fraților, mi-e poftă de un măr, asta e ceva, că mi-e poftă mie de un măr și când o merge acasă o-i mânca un măr, dacă mi-e poftă. Dar când am o patimă, păi asta nu mă mai lasă, domnule, asta mă strânge de gât. Asta ies afară, mă duc să-mi caut, să s-o alin cumva. Fie că e vorba de țigară, fie că e vorba de altceva, dar asta nu mă lasă în pace. Și uitați-vă la oameni. Au alunecat în închinare, au alunecat în imoralitate, au alunecat până la urmă în demonism. Eu numesc societatea de astăzi o societate demonică. Pentru că Dumnezeu i-a lăsat și i-a lepădat și i-a aruncat deoparte și au ajuns oamenii să se aprindă în poftă și în patimă, bărbat pentru bărbat, femeie pentru femeie și ăstea intră și în biserici, să știți ce facem noi.
că ar trebui să avem un sistem de apărare. Și știți care e sistemul de apărare al creștinismului? Zidul de foc al lucrării Duhului Sfânt, oameni buni. Ăsta e sistemul nostru de apărare. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate, nici măcar patimă, nici poftă, ce să mai, minte blestemată, acolo ajungem, la demonism. Și au ajuns plin, ce plinătate, nelegiuire, curvie, viclenie, lăcomie, răutate, invidie, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptiri, bârfiri, ură de Dumnezeu, obrăznicie, trufie, lăudăroșie, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, nedublecați, fără milă. Toate astea sunt, să știți, și simbolizează și reprezintă năpârca aia din insula cu miere. De astea e plină lumea de năpârcile astea. Și revenim la textul nostru. Ce năpârci ne arată textul nostru din Faptele Apostolilor? Uitați-vă. Prima năpârcă ce mai năvălește și prin bisericile și familiile noastre, Duhul de judecată. Oamenii ăștia s-așteptau să-L vadă așa sau așa, să se umfle, să cadă deodată, Duhul de judecată. Vedeți? Și trebuie să ne ferim de ăsta. Trebuie să ne ferim. O soră de la Recea Cristuri m-a mers la cina Domnului cu gura umflată. Zice, când am vrut să bârfesc ceva de față cu o vecină de-a mea, a venit o albină și m-a împuns în limbă. Zice, Dumnezeu m-a scăpat, m-a salvat cu prețul ăsta, cu gura umflată, a venit la cina Domnului. Dar vedeți? Duhul de judecată. Al doilea lucru, tot din textul nostru, uitați-vă, după ce ei au rămas în insula Malta și au făcut până la urmă rost de o corabie și au plecat după 3 luni. Și ce s-a întâmplat? Corabia aceea avea semnul dioscurilor, spune versetul 11. Cine erau dioscurii aceștia? Castor și Pollux, adică gemenii. Și atâția oameni aleargați, bă, zice, din ce zodie ești? Din a lui Hristos, mă, lasă-mă în pace cu zodiile. Dar atâția oameni vin și spun și citesc horoscopul. O femeie a citit undeva în horoscop, zice, dacă în luna cu tare, în data cu tare, se naște un copil, ăla va fi hoț. Și și-a ucis copilul, că i s-a născut în ziua aia. Și oamenii aleargă, vedeți, ăstea-s năpârci. Oamenii aleargă după, uitați-vă, după ce au pornit cu corabia, cu semnul dioscurilor, ajung la forul lui Apiu. Asta e mândria cunoștinței. Zice unul la amvon odată, fraților, zice, scrie în Biblie că în ultima vreme cunoștința va crește. Zice, de exemplu, mă uit la mine. Vedeți? Mândria cunoștinței. Mândria cunoștinței. Forul lui Apiu. Loc unde era biblioteca. Loc unde s-adunau înțelepții, filozofii să vorbească. Și astăzi amvoanele noastre, în loc să aibă foc, fraților și surori, au tot felul de despicări a firului în patru. Ce mă interesează pe mine lucrurile astea? Năvălea Napoleon în Moscova și preoții se certau câți îngeri intră într-o încăpere. Asta era disputa și cearta preoților. Și Napoleon a venit și le-a dat foc la biserică. Asta era problema lor cea mai mare. Și de multe ori vine Domnul înainte de necaz, în timpul după necaz. Bă, și ne certăm, în loc să ne silim, să ajungem la răpire, fraților. E aproape să sune trâmbița deșteptării. Și ce mă fac eu dacă mă cert pe chestiuni teologice cu prietenul meu sau cu fratele meu? Nu mă ajută la nimic. Uitați-vă, oameni care ajung la forul lui Apiu și apoi la cele 3 cârciumi. Măi, câtă discuție și n-a fost în trecut, să știți discuția asta, n-a fost. Noi știam că băutura este păcat și atât, asta am știut-o, am învățat-o, am citit-o în Biblie. Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. Dacă tu bei lucruri de astea, înseamnă că îi ceva aici, ești nebun, n-ai minte. Dacă scrie în Proverbe că te înțeapă ca un basilic, beția, băutura, alcoolul, înseamnă că dacă nu-l bei, te ferești de un basilic, te ferești de o năpârcă, e o năpârcă, ceva care te mușcă. Ba, a mers cineva la un frate bătrân și a zis, auzi, dar nu știi că scrie în Biblie că dacă bei și mănânci, se duce în hazna, domnule, și nu-i păcat să bei.
Ce bine, bine, dar ce bei băutura alcoolică, să urcă la cap, nu se duce în jos, se duce în sus și te nebunește de cap. I-a dat explicație bătrânelul. Dar vedeți, mă întorc. Identificarea năpârcilor, toate astea formează bagajul ăla pe care l-avea călătorul spre pelerinul, spre cetatea cerească, și anume păcat, bagajul de păcat. Și acum mă întorc la textul nostru. Care ar fi cauzele? De ce eu ajung să fiu mușcat din năpârcă? Pentru că în insula asta de miere, în insula Malta, mai sunt năpârci ascunse printre mărăcini. Și poate am eu năpârca mea de care trebuie să mă feresc și trebuie să mă tot pocăiesc ca să nu mă muște și trebuie să tot fug de ea. Că unii sunt mai slabi la nivel de ochi, la nivel de privire, și nu-i păcat să-și privească mai mult la papuci decât să se uite în jur, să fie interesați de cum arată altele sau alții. Sunt alții care au problemă la nivelul ăsta alt, că nu se pot înfrâna, domnule, și mănâncă, și mănâncă, și mănâncă. Spunea un frate, zice, vedeți cum luăm noi de multe ori Biblia și nu știu dacă e bine ce facem. Zice, eu mă port aspru cu trupul meu, zice, atât îi dau să mănânce până geme. Fraților, haideți să ne batem joc de cuvântul lui Dumnezeu. Nu, să fim serioși. Pentru că mântuirea e foarte serioasă și năpârcile astea când ne mușcă, vai de noi. Dacă te prinde ziua aceea plin de îmbuibare, te prinde plin de îngrijorare, că sunt alții care au probleme aici la nivelul etajului și una se îngrijorează și una se îngrijorează. Și acum de când a început războiul, auzeam de o bătrânică, zice, mă tem că vine Putin la mine. Dar cine ești tu, măi? Te cunoaște omul ăla să vină aici, să te caute, să arunci o bombă pe căsuța ta de la țară? Dar cine crezi tu că ești? De ce nu te încrezi în Dumnezeu? Și oamenii s-au afectat. Și știți care-s cauzele? Am găsit aici în textul nostru câteva cauze. Odată, știți cum mă atacă și mă mușcă năpârca pe mine sau pe tine? În momentul de relaxare de după primejdie. Oh, ce bine! O trecut primejdia, am scăpat din valuri, laudă Domnului, am fost la evangelizare, o dat Domnul har, o fost bine, o fost așa, m-am dus. Băi, și când ajungi poate pe drum, sau când ajungi acasă, năpârca, Domnule, năpârca! Pentru că în locurile de lașes, în locurile drepte, acolo se adună cât mai multe năpârci, tot mai multe năpârci. Șerpiți după noi, în special în locurile care nu-s de munte, care nu-i de urcat, care nu-i de depus efort. Amintiți-vă, fraților și surori, de David, care odată stătea pe acoperișul casei și vede ceva acolo. De ce nu a mers în luptă? De ce? Năpârca l-a mușcat și a văzut și a căzut în păcat. De aici a trecut tot, de aici, de la o privire. Amintiți-vă de Acan, care vede și el o manta de șinear și vede niște bani și a căzut în păcat, l-a mușcat năpârca. Amintiți-vă de Iuda, care a văzut sclipitul arginților și și-a vândut pe Domnul și stăpânul lui. Amintiți-vă de atâția și atâția oameni. De ce? O cauză, o primă cauză, relaxarea de după primejdie. Slavă Domnului, am scăpat, ne-a dat Domnul biruință, am ținut 3 zile de post, am ținut așa, Domnul lucra, Domnul așa. Fii atent, frate și soră, fii atent. Versetul 1 zice, după ce am scăpat de primejdie, n-am scăpat totuși de altă primejdie. Primejdia de pe apă e mai mică decât primejdia de pe uscat. Pe apă te încrezi în Dumnezeu, pe apă strigi la Domnul, pe apă îl strigi și zici, Doamne, mă clatin, pierd, ajută-mă, întinde-ți mâna după mine, scapă-mă, salvează-mă. Asta a fost și istoria lui Petru. Dar când ajung pe uscat văd focul și zic, gata, las că aici e mai lejer, aici e mai bine, și atunci te mușcă năpârca. Și de aceea mare atenție la momentele astea de relaxare, fraților. A doua cauză, frigul moral și spiritual am numit eu, versetul 2. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită, ne-au primit la un foc mare pe care l-au aprins din pricină că ploua și se lăsase un frig. De ce te duci, frate, la un film? Păi în biserică mă plictisesc. Așa a ajuns biserica lui Dumnezeu? Pe mai bine stai aici, mă, și te plictisești în biserică decât să te distrezi în lume, mă, omule.
Mai bine stai aici cu oamenii lui Dumnezeu și plângi, așa cum zice cântarea, mai bine plâng acum un ceas cu Domnul în părtășie. Mai bine aici, împreună cu Hristos și cu Sfinții Lui, decât în altă parte. Mai bine să-L auzi pe un bătrânel care vine și citește un cuvânt curat din Biblie, decât să-L vezi pe un actor care vine în fața ta și face tot felul de mimări și tot felul de lucruri. Nu, nu, nu e acolo locul nostru. Dar uitați-vă, frig spiritual, frig moral, apă, ăla-i așa, ăla-i rece, ăla-i așa, ăla-i rece, frigul peste tot. Țin minte că un frate de la Câmpia Turzii, fratele Ila, spunea odată, zice, fraților, problema răcelii din biserică e răceala de la amvoane. Și zice, multe predici ar trebui ca și lemnele scurtate la capete și dat foc la mijloc. Zice, așa ar trebui să fie multe predici. Și spunea alt frate că, zice, odată un orb s-a dus pe un drum și a întâlnit ceva. O întins mâna, era orb. Zice, tu ești lung, ești rece, ai limba ascuțită, tu ești predicator. Și să știți, definiția asta de multe ori e adevărată în dreptul multora. Uitați-vă frigul și răceala și asta e cauză și să lipește năpârca, domnule, să lipește năpârca. Ce să mai vorbim de frig sau de răceală în familie? Nu se înțeleg cei doi, răceală, răceală, răceală. Imediat vine colega care zâmbește, care abia așteaptă să te prindă, care are miere, dar până la urmă îi ca o sabie ascuțită cu două tăișuri și te-o terminat, care e o fântână strâmtă și caz acolo și caz și caz și te tot duci. De ce? Răceala, răceala. De aceea un mare semnal de alarmă se trage la cei care simt răceală. Oameni buni, căutați ca această răceală să o învingeți altfel, nu să alergăm la insula de miere. Și apoi, pe lângă asta, focurile străine, focul lumii. Amintiți-vă de Petru care ajunge la focul celor ce urau pe Hristos. Niște nepoți au luat-o pe bunică și au zis, hai cu noi, merem la un film. Bunica nu știa ce e la film, nu știa ce e la cinematograf. Când a intrat în cinematograf, s-a pus pe genunchi să se roage. Bunică dragă, aici nu-i voie să te rogi. Unde nu-i voie să mă rog, n-am ce căuta. Și a ieșit afară. Auziți? Unde nu-i voie să te rogi, afară, la foc străin, e focul diavolului. Și astea sunt cauze care ne duc la rău. Dar haideți să vedem remediul. Cum putem noi să biruim, chiar dacă s-o lipină pârca de noi? Trebuie să facem ceva să scăpăm de ea. Și uitați-vă la Pavel, versetul 5. Pavel a scuturat năpârca în foc. Știți ce înseamnă asta? O hotărâre. Și hotărârea trebuie să vină acum. Nu a zis Pavel, stai mă, că mai stau o jumătate de ceas, un ceas mai stau. Sunt în munții Apalași, în America, niște oameni, o sectă numită Mânuitorii de Șerpi. Ăștia au luat literal versetul din Biblie care zice, veți lua în mână șerpi. Și ei așa predică, cu șerpi, uite așa predică. Și au mai și mușcat și au ajuns prin spital și unii au murit. Dar ei cred că fac un lucru bun. Oameni buni, nu de asta are nevoie Dumnezeu de circ, să facem circ cu șerpi. Nu de asta are nevoie Domnul. Noi trebuie acum să renunțăm la păcat. Nu mâine, nu poimâine, luăm năpârca și o aruncăm în foc. Ăsta-i păcatul. Nu-l arunc pe fratele, nu împing pe sora în foc. Chiar dacă a păcătuit, noi vânăm păcatul și ăla trebuie scos afară, dar nu fratele scos afară. Fratele trebuie să aibă viață, sora trebuie să aibă viață și viața noastră e Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Doamne, cercetează-ne! Năpârca, șarpele trebuie scuturată în foc, păcatul aruncat în foc, renunțare imediată la el, imediată. M-a sunat cineva într-o zi, zice, m-a părăsit cu tare, erau doi prieteni, și zice, dacă vine la mine iară, extraordinar. Auziți? Și am zis, nu-i bine, nu-i bine, nu sunteți căsătoriți, nu sunteți cununați, nu-i bine, e păcat. Trăiești în păcat, ai trăit în păcat, roagă-te lui Dumnezeu să te ierte și schimbă-ți viața. Dar sunt atâția oameni care vin și zic, nu, nu, nu renunț, că mi-e tare drag păcatul, mi-e tare drag.
Și uitați-vă, Pavel era nu numai cu renunțarea imediată, era plin de Duhul Sfânt. Caută, frate și soră, să fii plin de Duhul Sfânt și scap de șerpii păcatelor. Frate Saule, m-a trimis Duhul Sfânt să-mi pun mâinile peste tine și să fii plin, să te umpli de Duhul Sfânt. Și imediat Pavel a început să vorbească în altă limbă. Dumnezeu l-a pus deoparte ca pe un vas ales și le spunea celor din Corint că el vorbește în limbi mai mult decât ei toți. De ce? Era plin de Duhul Sfânt. Atunci când vin năpârcile, când vin păcatele, caută să fii plin de Duhul Sfânt, că nu mai are ce să intre înăuntru, pentru că dinăuntru strigă Duhul Sfânt, zice, aici e plin, locul ăsta e plin, locul ăsta e ocupat, n-ai ce să intri năpârcă înăuntru, veninule, chiar dacă intri, dar eu dau afară veninul, zice Duhul Sfânt, eu îl scot afară, eu anihilez o travă, că asta e puterea lui Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne să fim plini de Duhul Sfânt, să renunțăm imediat la păcat și mai mult, să avem puterea credinței. Dacă ar fi zis Pavel, apoi eu nu scutur în foc, că toți oamenii până la mine au murit, mușcați de viperă și au murit. Și atunci nu are rost, că și eu o să mor ca toți. Nu. Chiar dacă ai fost mușcat de șarpele cel vechi de năpârcă, tu arunc-o de la tine, tu ești copilul lui Dumnezeu, tu ai o misiune în lumea aceasta, Pavel mergea spre Roma, tu te duci spre împărăția lui Dumnezeu, tu ai o direcție, ai un Dumnezeu, ai un Mântuitor, ai o misiune, tu te duci în sus, nu te duci în jos. Scutură năpârca, scutură țărâna de pe tine și strigă, sunt răscumpăratul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da mare biruință. Fraților, să fim atenți la năpârcile din insula de miere. Amin.